Bilanț alarmant. În Moldova, numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 a depășit deja 25.000. Sâmbătă, Ministerul Sănătății a raportat 380 de cazuri de infecție după procesarea a 1.815 teste primare. În două cazuri este vorba de persoane care au revenit din Ucraina și Austria. Crește și numărul deceselor. Un pacient cu COVID-19 a murit azi. E vorba de un bărbat de 67 de ani din Chișinău care fusese internat în 20 iulie. Pacientul avea cardiopatie, diabet și hipertensiune. Astfel, bilanțul total al deceselor se ridică la 789. Și numărul pacienților în stare gravă rămâne ridicat. Sunt 425 de oameni care se zbat între viață și moarte în secțiile de reanimare. Dintre aceștia, 40 sunt intubați. Alți peste 1100 de pacienți sunt în stare de gravitate medie, iar ceilalți bolnavi sunt în stare satisfăcătoare. Unica veste bună e că bilanțul celor vindecați de COVID-19 se ridică la 17.816.